Clipe de glorie pentru Alexandru Prepeliță. Luptătorul clubului Champion a câștigat piramida în categoria de până la 71 de kilograme la gala KOK desfășurată la sala polivalentă din capitală. Datorită acestui succes, Prepeliță se va confrunta cu Dorel Cristian pentru centura de campion. Alexandru Prepeliță. În semifinală, sportivul nostru l-a învins pe cipriotul Georgios Constantinidis, iar în duelul decisiv a împărțit pumni și picioare cu românul Andrei Leuștean. Finala a fost una echilibrată și Prepeliță s-a impus la puncte după o rundă suplimentară. Am răbdat o leacă mai mult ca el, poate. Am muncit foarte mult și, cum am spus, rugăciunile mele, care le-am încoronat, spun, și le-am indicat lui Dumnezeu, s-au îndeplinit. Aici a fost numai mâna și voia lui Dumnezeu. A fost un meci echilibrat și... Da, eu cred că am fost mai bun și cam atât. Dar v-am spus, nu sunt obișnuit cu jumătățile de măsură, mi-asum, sunt vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat în seara asta și o să muncesc mult mai mult pe viitor. În urma acestei victorii, Prepeliță va lupta pentru centura de campion cu Dorel Cristian. Acesta l-a învins pe olandezul Amin Dudu. Un succes istoric l-a obținut Nadejda Canțâr. Moldoveanca a câștigat partida cu Ferid Chirat din Turcia și se va bate pentru centură în categorie de până la 51 de kilograme cu Esma Hașas. Luptătoarea olandeză a învins-o pe Canțâr în luna octombrie a anului trecut. Am o șansă, mi-au revanșa și deja centură vreau foarte mult și va fi a mea. Muncesc foarte mult și doar ea mea. Cel mai rapid meci al serii l-a reușit Aurel Ignat. El a avut nevoie mai puțin de 2 minute pentru a-l trimite pe podea pe olandezul Noah Pitulei. Surpriza a fost și pentru mine și pentru spectatori, cred. A fost destul de... că orice luptă, nu există luptă ușoară. Alexandru Burduja a pierdut dramatic în fața lui Vasil Ducar. Deși a fost numărat de 2 ori, cehul l-a făcut knockout pe Burduja cu 8 secunde până la finalul duelului. Un alt luptător K1 din Republica Moldova, Maxim Bolotov, a pierdut prin knockout în fața olandezului Colin George. I expected knockout. Another interviewer, he asked me backstage which round. I said second round. A suferit înfrângere și Stanislav Reniță. Belarusul Oleg Lihtorovici a spart arcada sportivului din Basarabeasca, căruia medicii i-au interzis să continue partida. Sunt mulțumit de gala de astăzi, deoarece într-adevăr au fost lupte pe măsură. Lupte interesante. Am avut și sentimentul bucuriei și schirbii pentru luptătorii noștri, dar acesta este sportul. Următoarea gală KOK de la Chișinău va avea loc în luna septembrie.